Să vedem această incursiune a lui Jebari, un jucător foarte tehnic, fotbalistul marocan, între doi adversari. Centrarea lui Jebari nu e rea. Ce intervenție are portarul Buzăului, tânărul lăpădat, 19 ani. Poate Ciucul să pună din nou probleme. Șut pe lângă poarta lui Bacoș. Cazi importantă pentru Ciucani, cum o replică mai consistentă Ferrareso a oaspeților și a lovitură de cap peste poartă a lui Dumitru. Poartă banderola de capitan, jucătorul de 22 de ani. Se bate scurt Jebari, Galandrejli și o nouă ratare pentru Ciucani. Noghi aproape să marcheze balonul, ce însă pe lângă poartă. A fost ceva emoții pentru buzoieni. Rămâne însă 0-0. Execuția lui Șteau nu e rea, balonul însă reținut de Ghinghe. A fost și o poziție de offside acolo. Centrare, o reluare însă peste a lui Elena. O reluare acum pe lângă poartă, trimis cu capul fotbalistul oaspeților. Aproape să marcheze formația din Miercurea Ciuc. Foarte bună intervenția lui Lăpădat, omul acestei reprize. Ocazie pentru Miercurea Ciuc, intervenție însă bună care aduce un corner pentru gazde. Poate să pună Buzăul în sfârșit probleme la această fază și este o intervenție bună a portarului Ciucului. Jebari, tehnică bună, Jebari încearcă să trimită decisiv, șut, bară! Aproape să marcheze Csíkszereda golul de 1-0. Iată, revedem acțiunea lui Jebari. Balonul respins și apoi trasorul care era la un pas să se oprească în poarta oaspeților. Pereș scoate balonul pentru Noac, centrare, ocazie din nou mare a doua pentru Csíkszereda. Din nou în fața porții și o nouă ocazie pentru Miercurea Ciuc. Ratarea lui Galandrejli de această dată. Șansa de a deschide scorul, șut însă peste poarta lui Ghinghe. Superficial Akhmatov la această fază. Centrare în careu, nouă ocazie pentru Miercurea Ciuc. Gherali a fost la finalizare. Mingeanz nu vrea să intre în poarta oaspeților. Ocazie mare pentru Miercurea Ciuc, minutul 93. Repunere de margine pentru Gloria Buzău. Ei, trebuie să se întărească serios pentru prima ligă. Acum Akhmatov, gol marcat de Buzău.
Minutul 93. Reușită pentru oaspeți. Akhmatov nu reușește să trimită spre poartă și acest puște are o amintire de neuitat, reușind să marcheze golul care aduce victoria echipei sale.